Rolul Centrului de Cultură Socioeducativă Acces este de a preveni instituționalizarea copiilor aflați în dificultate și abandonul școlar prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de îngrijire educative, recreative și de socializare, consiliere socială și psihologică, precum și orientare școlară. Beneficiarii centrului sunt copiii din Curtea de Argeș cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani care prezintă risc de abandon școlar prin absenteism sau neadaptare la cerințele școlare. De asemenea, provin din familii care nu le pot oferi mijloacele necesare de educare și manifestare specifice vârstei și pot manifesta tendințe comportamentale deviante atât în familie cât și în școală. La acest moment, Centrul Acces se află într-un proces de reparație, nu mari reparații, mai bine zis o să gresiem vreo două camere, o să zugrăvim din nou pentru că în timp s-a deteriorat și el și beneficiarii noștri sunt lăsați două săptămâni la domiciliu. După două săptămâni, sper să terminăm în două săptămâni, începem programul, așa cum se știe, normal, programul nostru la centru. În acest moment, câți beneficiari sunt la Centrul Acces? Avem 19, din câte știu eu, la acest moment, dar intenționăm să mărim puțin numărul beneficiarilor, pentru că asta e și intenția noastră, să te servim mai mulți copii. Serviciile oferite de Centrul Acces sunt consilierea socială și psihopedagogică în situații de dificultate, pregătirea temelor, ore interactive, ore de pregătire cu cadre didactice voluntare, activități de sprijin și consilierea familiilor beneficiarilor. Totodată se oferă suport material beneficiarilor, un supliment alimentar zilnic și rechizite școlare cu ocazia începerii noului an școlar.